Astăzi, 3 noiembrie, se împlinesc 27 de ani de la moartea lui Petre Țuțea, autor, economist, eseist, filozof, jurist, politician și publicist român. Petre Țuțea a studiat în Câmpul în Mușcel și în Cluj, unde a urmat și Facultatea de Drept. A obținut titlul de doctor în științe juridice, iar în perioada studenției a devenit un comunist convins și a scris la revista Stânga. Apoi, Țuțea a lucrat la Ministerul Economiei Naționale și a fost trimis în mai multe călătorii diplomatice peste hotare. A colaborat cu revista Cuvântul și a intrat într-un cerc de intelectuali format din nume mari ale țării noastre. Mircea Eliade, Emil Cioran, ori Eugen Ionescu sunt doar câțiva dintre cei alături de care Țuțea își petrecea timpul. Aceștia i-au marcat viața, dar și ideologia sociopolitică, și a trecut astfel de la politica de stânga la cea de dreapta, devenind legionar. De atunci, filozoful a făcut parte din mișcarea legionară, iar în scurt timp a devenit șef de cuib al acestei organizații. În calitatea mea de șef de cuib am făcut un plan de activitate a cuibului în care prevedeam activitatea educativă a membrilor legionari din cuibul meu și care consta în lectura în cadrul cuibului a Bibliei, a întregii literaturi legionare și marșul. Spunea Petre Țuțea. În timpul celui de-al doilea război mondial, filozoful a fost șef de secție în Ministerul Războiului. După terminarea conflictelor, Petre Țuțea a fost anchetat 5 ani în stare de arest, iar în 1956 a fost condamnat definitiv la închisoare. Țuțea a fost acuzat de spionaj în favoarea anglo-americanilor, fiindcă ar fi purtat discuții dușmănoase împotriva regimului din Republica Populară România. A petrecut 13 ani în închisoare. În timpul detenției, filozoful a început să se apropie din ce în ce mai mult de Dumnezeu și ținea adevărate predici în cadrul cărora făcea paralela între păgânism și creștinism. Când am scăpat din ce am scăpat, nu se poate să fie destin. Dar eu n-am destin, m-a protejat Dumnezeu. A scăpat în 1964, dar sănătatea lui era deja precară. Cu toate acestea însă, filozoful se plimba prin Parcul Cișmigiu din București cu tineri pe care încerca să-i formeze. Petre Țuțea a scris mult în revistele de cultură ale vremii, însă abia după 1989 a început să fie popular. Țuțea a murit în 3 decembrie 1991 la București și a fost dus și înmormântat în satul natal.